Sonia Simionov este încă la Cheatalchioi, cel mai fierbinte loc din țară în acest moment. Cine spune cum pot fi protejați oamenii din zonă și ce reacții am putea vedea din partea autorităților? Bun găsit! Da, localnicii se așteaptă la o nouă noapte albă, cel puțin cei care sunt aici în zona localității Cheatalchioi. Practic vis-a-vis de portul Ismail, portul atacat azi noapte. La mai puțin de 200 de metri în spatele meu au fost dronele care au țintit portul Ismail de pe malul ucrainean, bineînțeles. Trebuie să menționez că a existat azi noapte și un apel la 112 dat de către un cetățean, un localnic român, care anunța că o altă dronă ar fi căzut în apă foarte aproape de malul românesc. Astăzi au fost patrule trimise de către Ministerul Apărării Naționale și Poliția de Frontieră a verificat, nu se confirmă aceste informații. Oamenii, desigur că sunt speriați, există și o certitudine aceea că în pădure aici a fost găsită o dronă, sau au fost găsite rămășițele unei drone care acum sunt expertizate, ceea ce duce la subțierea liniei frontului, aș putea spune. O linie destul de subțire, care în urma unui astfel de eveniment, dacă ceva de genul acesta s-ar repeta, am putea ajunge la invocarea articolului 4 din Tratatul Nord-Atlantic, articol care prevede consultări cu toți aliații, fără a se face ceva în acest sens, fără a acționa în acest sens, dar dacă, Doamne ferește, ar fi vorba despre un atac, putem să ne așteptăm la invocarea articolului 5 din Tratatul Nord-Atlantic și în acel moment aliații statului care invocă acest articol ar trebui să răspundă tot printr-un atac. Să sperăm că nu va fi cazul.